Rec. Salutare băieți și fete și astăzi vom testa 100 de mituri. Mă, ce se întâmplă aici? What? Nu te cred. Unde sunt? Aceasta este pădurea blestemată, iar dacă nu reușesc să scap până la 12 noaptea, voi rămâne aici pe vecie. Dar pe lângă asta, trebuie să trec de 3 creaturi misterioase care îmi vor pune mari probleme. Deci stați până la final să vedeți cine a fost ultimul. Trebuie să fugim cât mai repede. Hai pe aici, hai pe aici. Am telefonul la mine, este ora 19:30 și am la dispoziție mai puțin de 4 ore să scap din această pădure. Am mai mers puțin, m-am împiedicat de o creangă, dar în apropierea mea s-au auzit sunete foarte ciudate și niște pași extrem de alerți. Pare să fie chiar Frankenstein. No. Ai niște viermi, trebuie să-i numeri într-un minut. Dacă nu, o să te omor. Nu te cred, nu. Ce e asta, băi? Ce e asta? Hai să vedem dacă reușești. O roșie, mă, ce e asta? Nu, unu. No, doi, trei. Mai repede. 4, 5. What, că sunt 6, 7. Mai ai 30 de secunde, mișcă-te mai repede. 30 de secunde? Nu o să reușești. O să te mănânc. 18. O roșie din... Mamă, că sunt aici! Nu te cred! 21 și 2 și 3 24 și 5 și 6 și 7 și 8 30 20 de secunde! 4, hai mai 5, repede! 36 37 Scrieți în comentarii câți vieri sunt și o să vă dau inimioară. 41 81 83 84 90 Nu mai e mult timp! 5 9 4 93 3 4 2 95, unu. Gata! 96, gata, nu mai am niciun vierme, nu mai e niciun vierme. Am scăpat? Ai scăpat, primește acest tac, o să-ți trebuiască pe mai departe. Mersi. Am plecat. Nu știu ce a fost asta, dar Frankenstein mi-a dat un dac, am numărat toți viermii. Și puteți spune că într-o cutie ca aceea sunt exact 95 de viermi. Am scăpat cu viață, dar acum hai să mergem mai departe, pentru că deja este ora 8:30 și încă nu am terminat toate provocările, pentru că nu știu ce e acul ăsta. Scrieți în comentarii dacă știți ce înseamnă acul ăsta. Am mai mers puțin, se apropia ora 12 noaptea, dar în curând am văzut o cărare și am urmat-o. M-am uitat mai bine prin jur, la început nimic nu părea suspect, dar la un moment dat s-au auzit niște râsete. Și ca de nicăieri a ieșit asta din întuneric. Ce se vede acolo? Cine ești? Nu contează cine sunt. Ai trecut tu de fraierul de Frankenstein, dar de mine nu mai treci. Mă, ce? Tu ești... Aoleo, ce trebuie să fac ca să trec de tine? Să nu merii balon. Care balon e? Că eu văd doar unul. Uite toate astea. No. What? E imposibil să număr toate baloanele astea. Numără-le. Nu! Păi l-am numărat. Ok, băi, este trebuie să numărăm toate baloanele astea în câte secunde? Într-un minut. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 7. Am ajuns la 10 baloane. Nu! Hai, rupă! 11 baloane. 12, 13. Nu mai e mult timp. 13, hai. Numără. Ultimul balon. 19 baloane, gata. Am terminat, ce mai vrei de la mine? Ai scăpat. A scăpat el, dar de cine urmează nu mai scapă. După mult timp, băieți, este ora 23:59 și tocmai am găsit un drum și cred că ne apropiem de ieșire. Nu, s-a făcut 12 noapte, deci s-a făcut 12 noapte și sper doar să scap. Am trecut de clown și am trecut și de Frankenstein, acum ieșirea, în sfârșit am găsit ieșirea. Hai să mergem la ieșire. Este... Unde vreau să scap o dată din pădurea asta. Vreau să scap o dată din pădurea asta. Este 12 noaptea. Sufletul tău va rămâne aici. Ce este faci? Timpul să-ți sap groapa. Mă, ce e asta? Sapă groapa, aștept. Am început să sap ușor, ușor, pentru că nu aveam de ales. Dar când nu mă așteptam și moartea nici ea nu era atentă, am văzut o mână de schelete care ținea ceva în mână și am luat-o imediat. Ok, e plecată. O poză cu Mițu. Fugi, Ștefu. Ăsta e clar un semn, Mițu. Ce faci acolo? Nu! Ce faci acolo? M-a văzut moartea, m-a alergat, dar spre surprinderea mea s-a întâmplat asta. Vino! Uite, dai! Cam acesta a fost și acest vlog, băieți. V-am pupat, pa, pa, scăpat din pădurea blestemat.
Băieți, în caz că nu vă stați seama, totul a fost un pamflet, totul e o glumă aici, sunt prietenii mei, toți care m-au ajutat la acest clip, subscribe la Leo, subscribe la Cristi, subscribe la Ali, nu știu dacă are, subscribe la Mateo și subscribe la mine în ultimul rând. Și dacă vreți, băi, să continuăm seria cu Mițu, în care încerc să dau de el până când va număra ceva cu mine, dați și voi un subscribe aici, că poate facem un concurs între mine și tata Mițanu, cine ajunge primul la 200.000 de abonați. Poate o să se ceva tare, Mițu, scrie în comentarii dacă vezi clipul ăsta. Dați un like neapărat să facem minim 5.000 de like-uri, zic eu. Neapărat, 7.000. El a fost Leo, Mateo, Cristi, Ali, eu, v-am pupat, pa, pa. Pa, pa, pa. Hello, infericit.